Doi din membrii scul au întrebat ieri cum adaugă un buton de comandă pe WhatsApp pe site-ul lor în Shopify. O să vă arăt prima dată cum funcționează acest buton și apoi cum să-l implementați. Iar în descriere o să vă pun și codurile exact pe care trebuie să le puneți în site și o să vă spun unde exact să le puneți pentru a avea acest buton pe site-ul vostru funcțional. În primul rând mergem pe pagina de produs și o să vedeți aici butonul ăsta cu comandă pe WhatsApp. Dacă dăm click pe el, automat se deschide WhatsApp-ul și spune așa Bună ziua, doresc să comand produsul 1 cu linkul la produs, iar clientul tot ce trebuie să facă aici este să dea send. Și automat vă trimite produsul la care s-a uitat cu linkul, astfel încât voi să știți exact la ce produs se referă clientul vostru. Aici, în primul rând, am adăugat un număr random și de asta se afișează așa, dar voi puteți adăuga direct numărul vostru. Haideți să ne uităm cum facem lucrul ăsta. În primul rând, în Shopify Admin avem tema Don, dar nu vă faceți griji, funcționalitatea asta este existentă și în celelalte teme, chiar dacă sunt teme plătite sau teme custom luate de pe Team Forest și așa mai departe. Bun, mergem aici în primul rând Online Store Themes în panoul vostru de administrare și apoi mergem la Customize. Aici, în partea de sus, mergem unde scrie Homepage și mergem la Products. Apoi alegem template-ul de produs. Deci, practic, pagina voastră va arăta ceva de genul ăsta. Acum noi vrem să adăugăm butonul. O să mergem pe partea stângă și aici dăm click pe Add a Block. După ce am dat Add a Block, avem aici Custom Liquid. Iar aici în partea dreaptă se va afișa acest scenar unde vom putea pune codul. Noi o să punem codul din celălalt creat și este un cod destul de mare, dar o să vă arăt imediat ce înseamnă, așa, în mare. Iar codul ăsta o să vi-l pun și în descriere. Deci în primul rând în partea de sus sunt niște formule care capturează linkul produsului și numele produsului. Apoi mai jos, aici unde este Ahref, vedeți că aveți wa.me și apoi urmează un număr de telefon unde este numărul ăsta de telefon, voi pur și simplu schimbați cu numărul vostru de telefon exact în formatul ăsta. Plus 4 și apoi puneți numărul vostru de telefon. Apoi la text o să vedeți că aveți, după fiecare cuvânt, acest element. Procentajul și 20. Deci asta reprezintă spațiul dintre cuvinte. Asta trebuie să știți dacă adăugați mai multe cuvinte sau dacă vreți să schimbați textul. Tot timpul, dacă vreți să adăugați spațiu între cuvinte, puneți elementul ăsta de procentaj și 20. După cum vedeți, zice, bună ziua, doresc să comand produsul și apoi vine numele produsului, și linkul produsului. Da? După aia avem o clasă aici de buton care nu prea vă interesează, dar textul acesta comandă pe WhatsApp se editează de aici de jos. Deci doar ce este între elemente. Comandă pe WhatsApp aici, dacă vreți să schimbați textul, o puteți face fără probleme. Apoi, după cum vedeți, în partea stângă aici avem elementele de la Product Information. Și anume, avem un text, da? Tot asta cu tabloul unice care este practic brandul și apoi în ordine. Titlul produsului, prețul, cantitatea și așa mai departe. Noi am adăugat elementul ăsta jos de tot. Și acum ce trebuie să facem noi este să vedem unde îl urcăm. După ce l-am pus, dacă îl luăm frumos cu drag and drop și îl punem sub buy buttons, da? buy buttons aici în stânga, și aici sunt butoanele acestea, avem așa, comandă pe WhatsApp. O să vă arăt imediat și cum îl stilizați da? și o să vă pun codul la fel în descriere. Dacă vrem să-l punem deasupra butoanelor, pur și simplu îl luăm de aici din partea stângă și îl urcăm puțin mai sus. Iar apoi ne va apărea deasupra la adaugă în coș și comanda acum sau cumpăr acum. Depinde foarte mult unde vreți voi să vă Vreți să vă contacteze clienții pe WhatsApp să facă comenzi mult mai rapid sau pur și simplu sau vreți doar asta să fie o extra opțiune. Dacă vreți să vă focusați pe asta, atunci l-aș pune deasupra. Dacă acesta nu este un focus pentru voi și doar vreți să rezolvați problema celor care nu vor să treacă prin procesul de a comanda, de a adăuga în coș și aș pune detaliile, atunci îl puneți de desubt. Cum vreți voi să faceți lucrul ăsta? Ok, după ce l-am pus, următorul lucru este să-l stilizăm. Și pentru a-l stiliza, mergem aici în partea stângă la Team Settings, mergem jos la Custom CSS, iar la Custom CSS punem codul, al doilea cod, care este în descriere. Iar el se va afișa așa. Comandă pe WhatsApp. Acum, el are aici niște funcții. Și o să trecem puțin prin ele pentru ca voi să vă fie mai simplu să le stilizați. Și o să știți cum să-l stilizați mai departe după ce trecem prin ele. Care este practic spațiul ăsta de aici? Dacă vreți să-l faceți mai mic, atunci îl modificați de aici. Din partea stângă unde scrie margin top și în loc de 20 de pixel puneți 10 pixel sau 5 pixel cât vreți voi. Apoi avem padding unde acum avem 12 pixeli și asta înseamnă spațiul acesta de aici. Da? Aici aș opta pentru spațiu sau pentru un spațiu care este similar cu cel de la adaugă în coș. Și o să vă arăt acum ce înseamnă dacă facem o diferență. Dacă punem aici de exemplu 22 de pixeli, doar ca să vă arăt cum funcționează, o să vedeți că butonul ăsta acum este mult mai mare. Așa că îl vom lăsa la 12 pixeli. După aia avem font size, care este mărimea textului din buton. Dacă punem aici 26, o să vedeți că se afișează mult mai mare. Da? Îl lăsăm din nou 16. Apoi avem culoarea textului. Color și 000 este culoarea textului din buton. Aici putem modifica cu FFF, iar această culoare va fi albă acum. Vedeți? Textul din buton este alb. Apoi avem background color, care este culoarea de background. Această culoare sau acest hex de culoare, diez și 6 caractere, este culoarea WhatsApp-ului. Dacă vreți să puneți o altă culoare, căutați hexul pe Google și apoi îl puneți aici, exact în acest format. Următorul element de la punctul nou este borderul, care este granița practic. Da? Și acum o avem de un pixel, solid și apoi avem culoarea borderului. La fel, vreți să schimbați culoarea borderului, schimbați hexul de culoare de aici, dacă vreți să puneți borderul mai mare, puteți să-l modificați de aici, dacă eu pun 5 acum o să vedeți că se afișează mult mai solidă, pot să pun 1, iar dacă nu vreți niciun fel de graniță, atunci puteți pune 0 aici. Apoi, avem border radius. Border radius înseamnă practic dacă colțurile sunt rotunjite sau nu. Momentan 0 înseamnă că nu sunt rotunjite, dar o să vă arăt ce se întâmplă dacă pun 10, de exemplu. Și aici voi trebuie să luați stilizarea celorlalte butoane. Vedeți? Acum se afișează așa. Ceea ce pare din alt film. Așa că v-a sugera dacă celelalte butoane sunt sau au colțurile pătrate, să le păstrați exact la fel. Avem text align adică alinierea textului, avem decorarea textului non și text transform avem uppercase, adică cu litere mari. Dacă nu vreți să fie afișate cu litere mari, atunci sugestia mea ar fi să ștergeți tot acest text de aici sau să puneți la fel în loc de uppercase să puneți non. Apoi avem aici o mică tranziție și cam atât. Mai jos... Avem alte elemente pentru hover. hover înseamnă în momentul în care avem mouse-ul peste buton. Iar acestea le puteți stiliza de aici de jos. Pur și simplu ce avem noi aici, avem că în momentul în care avem mouse-ul peste, culoarea fundalului se schimbă în alb și apoi avem culoarea textului, care este practic neagră. Sau un green kiss. Și cam asta este tot. Deci să facem o recapitulare, primul rând în Customize, mergem aici sus, alegem pagina de produs sau template-ul de produs, apoi aici la Product Information dăm Add a Block, adăugăm Custom Liquid, punem codul din descriere, modificăm numărul de telefon și textul dacă dorim să facem asta și apoi pur și simplu îl luăm cu mouse-ul și îl mutăm unde îl dorim. După ce am făcut asta, luăm al doilea cod, mergem aici în partea stângă în Team Settings, mergem la Custom CSS și îi dăm Paste aici. După aia îl modificați voi cum vreți. Eu o să le pun în descriere exact cum le-am făcut aici. De acolo vă descurcați voi. Dar acum haideți să testăm. Avem butonul de WhatsApp aici. Am dat click și se deschide mesajul exact așa cum l-am pus noi să se afișeze. Cam asta este tot pentru acest tutorial. Sper că am reușit să-l fac destul de clar și pe înțelesul tuturor. Dacă v-a plăcut sau dacă v-a ajutat, apăsați butonul de like, lăsați un comentariu și dacă nu v-ați abonat deja, nu uitați să o faceți. Ne vedem în videoul următor.